oaspeții din această seară, formația britanică Everton. Portar este Nigel Martin, jucător de emoții, Gabriel Tama și Lucian Goian. La mijloc, palmaresul impresionant al acestei echipe care a venit astăzi, Ștefan cel Mare. O prima acțiune ofensivă a oaspeților, mingea locul în poartă de titular. Acțiune importantă a lui Dinamo, Zicu încercând să-l surprindă de la Marescu, execută aproape impecabil astfel de lovituri libere. Iani Zicu, Petre! Petre în care! Zicu și Florentin Petre au adus mingea în fața porții, de unde cu capul, la doar 2 minute după ce Claudiu Niculescu a deschis scorul, iată lovitura de cap a lui Iobo. Mingea a trecut dincolo de... Este jucătorul căutat. Mingea reîntoarsă. Englezii solicită când angajarea lui Claudiu Niculescu. Preia Zicu pe piept. Intră care Zicu! Incredibil cum... A lui Ian Andone, care a reușit să își treacă numele pe lista marcatorilor în acel meci, a fost Grigorie. Rămâne la minge Dinamo Bistu. Iobo se repliază la timp. Centrale, bună! Gol! Iani Zicu! Excelentă fază creată în flancul stâng de Claudiu Niculescu. Centrare impecabilă și deviere de mare fotbalist al lui Iani Zicu. Iani Zicu scrie încă un gol în această ediție a Cupei UEFA. A reușit două în meciul de aici din Ștefan cel Mare cu Omonia Nicosia. Centrare impecabilă a lui Claudiu Niculescu, o centrare în forță și o reluare senzațională a lui Iani Zicu. Petre bate cornerul, mingea undeva în mijlocul careului, vine șutul lui Moții, mai departe! Așteaptă undeva în partea stângă, are spațiu Bratu, dar nimeni nu este în careu. Bratu intră acum însă, este în lung, Bratu încearcă să șuteze, respinge cu piciorul. Așa a făcut și de această dată, însă Nigel Martin a reușit să respingă cu piciorul șutul lui. Osman a atins această minge cu mâna, vine centrarea, Gaev și se ridică Fanionul, care îl găsește pe Iani Zicu la centrul terenului, la centrul careului, Florentin Petre. Are spațiu Florentin Petre, vine șutul lui Petre. Încă o dată faza, Florentin Petre găsește o zonă liberă, are timp să-și așeze această minge și slăbiciune aici în Ștefan cel Mare. Acțiunea lui Bratu, de acum un minut, șută în careul adversarilor noștri. Bratu! Bratu! Că Dinamo va avea acest scor în fața lui Everton cu un sfert de oră înainte de final. Nigel! Dinamo combină cu lejeritate în continuare, încă o fază periculoasă, Grigorie! Aproape! Fotbalul românesc, Steaua și Dinamo. O deviere pe spate periculoasă, repune Filip Nevin de la margine, o aruncare lungă. Reușim să respingem pentru moment, faza încă nu este încheiată, dar... Gaev intervine atunci când avea nevoie Dinamo de el. Iani Zicu nu l-a simțit însă pe Grigorie în partea dreaptă. Continuăm acțiunea, Vlad Munteanu, Bratu, Bratu, gol! Gol, 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 gol! Gol, Bratu, incredibil! Dinamo are 5-1! Dar este 5-1 pentru Dinamo. Incredibil, dar adevărat. Dinamo a zdrobit pe Ever. Din nou Bratu pleacă pe culoar, Bratu este în suprafața de pedeapsă. Încearcă din nou colțul, dar nu mai contează, este final de partidă, doamnelor și domnilor. Dinamo învinge pe Everton cu 5-1.